cineva este pe drum. Ședința este legat constituită. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Sunteți de acord? Dau cuvântul doamnei președinte. Da, bună ziua. În conformitate cu prezentarea articolului 410 al Administrației Publice Locale 2015-2019, publicată, ședințele Consiliului Local și Consiliului Legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție. Astfel, din cei 12 consilieri locali în funcție, sunt prezenți 11, lipsind domnul Alberan Iaugen. Deci ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Conform prevederilor articolului 42 al liniatul 5 din legea administrației publice locale 215-2001 Republica S.A. Secretarul Comunei a trecut la procesul verbal la ședința anterioare. Nu au existat obiecțiuni la procesul verbal care a fost prezentat. Constituția articolului 43 al administrației publice locale 215-2001 Republica S.A. dau cuvântul domnului primar Daniel Soroiu pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței. Astăzi, pe ordinea de zi, avem două puncte și aș mai cere aprobarea noastră suplimentarea un punct, dacă sunteți de acord. Și anume, modificare hotărârii Consiliului Local cu numărul 62 din 22 a 12 a 2014, referitor la investiția modernizare clădire școală etaj, înlocuire și șarpanță de pace de fațade statului și comuna Cașin de Subatău, prin completarea cu indicatorii economici și devizul general al investiției. O să vă explic și doar să plecați despre ce este vorba, ce s-a făcut de luat atunci și acum trebuie rectificat. Primera timpă e, punctul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cașin, județul Bacău și din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local. Punctul 1 îl prezint eu, punctul 2 îl prezint doamna secretar, fiind vorba de organigramă, oficierea trebuind modificările la acest punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016. Propune. Articolul 1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Cașin pe anul 2016 la venituri cu suma de 153.000 lei, astfel, din venituri proprii, 153.000 lei, după cum urmează. Capitolul 0702, impozite și taxe pe proprietate, 32.000 lei. Capitolul 1602, impozite și taxe pe mijloace de transport, 18.000 lei. Capitolul 18.02, alte impozite și taxe, 10.000 lei. Capitolul 34.02, venituri din taxe administrative, 2.000 lei. Capitolul 35.02, venituri din amenzi, 91.000 lei. Și la cheltuieli cu suma de 153.000 lei, astfel, la capitolul 51.02, administrația publică locală, suma de 49.700 lei. La capitolul 56.07, transferul din bugetele locale pentru instituții de asistență socială, suma de 30.000 lei. La capitolul 70.06, iluminat public, suma de 10.000 lei. Capitolul 70.50, alte cheltuieli în domeniul locuinților, serviciilor și comunale, cu suma de 18.300 lei. Capitolul 84.03, drumul și poduri, suma de 45.000 lei. Articolul 2. Se aprobă lista de investiții pe anul 2016, actualizate cu propunerile noi. Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică prefectul județului Bacău, primarul comunei Cașin și compartimentul buget cu totalitate de venituri, în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul comunei. Compartimentul buget cu totalitate de venituri va aduce la deplină prezenta hotărâre. O să vă citesc expunerea motivului a primarului, care este mai explicită privind veniturile și cheltuielile. Susținatul Soroiu Daniel, primarul comunei Cașin și coordonator principal de credite, propune rectificarea de buget cu suma de 153.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, după cum urmează. Se majorează veniturile cu bugetul local cu suma de 153.000 lei. Astfel, venituri din fonduri proprii cu suma de 153.000 lei, din care capitolul 0702 impozite taxe pe proprietate, suma de 32.000 lei, capitolul 1602, impozite și taxe pe mijloace de transport, suma de 18.000 lei. Capitolul 1802, alte impozite și taxe, suma de 10.000 lei. Capitolul 3402, venituri din taxe administrative, suma de 2.000 lei.
Capitolul 35 de război, venituri de la medii, suma de 91 lei. Ce este vorba de ceea ce încasăm noi, din taxe proprietate, din alte ca și impozite, adică taxe tipuri și așa, și de la medii. Acolo la medii, acolo ca trebuie să fie mai bunic, decât s-a avut cap cu o procedură fiscală, în ianuarie. Și spun prioritate că plătești un impost, ia și amenzile. Ce se întâmplă? Pentru că am înțeles cum am înțeles o ele. Câțiva au replicat fără să plătească și i-am întors înapoi. Într-adevăr, ce spune legiuitorul? Se ia prioritatea amenzii. Dar nu că nu se ia impozitul până se plătește la amenzi. Dar nu se mai poate plăti impozitul pe clădiri, curs, construcții sau autoturism, dar nu se ia ceva și la amenzi. Deci trebuie neapărat să iei ceva și la amenzi. Nu că ele ce au înțeles, că să atrie amenzile, ce faci atunci? Care au sumi mari de la amenzi, rămân cu impozitul de plătit. Și atunci va fi penalități la impozite, ca folosesc penalități și o să ajungi până la ajuta amenzile că ai sute de milioane la taxe impozite. Nu, deci ce este obligat? Și el este obligat de când ia bani cu taxe impozite, să-i se prinde ceva și la amenzi. Deci e de la amenzi, o sumă. Și este, de fapt, chiar și un angajament de plată. Mulți fac angajament de plată și spun, domnule, pot ca unul are 50 de lei, 20, 30 de lei. Îl semnează, îl semnează, îl utilizează și primarul, și poate să atac și impozite și omul vine luna. Chiar dacă nu vine, nu i-a explicat, băi, uite, fie o lună. Vine luna celălalt și stai, pan, ambele luni. Și vine mai ușor, că cum ar fi o rată. Deci îți faci o rată la aceste sume și îi vine și pentru oameni. Că cine știe ce legi vor mai apărea, zic eu. Poate va apărea o lege prin care vor fi obligat în termen de 30 de zile sau 6 luni să plătească amenzi. Dacă nu, îi supune, știu eu, sechezul ăsta apropiat cu pensii, salarii sau focat. Atunci mi-e greu pentru ei. Nu cred că va rămâne amenzile să vor prescrie vreodată. Adică prescrierea amenzilor, ca să știți dumneavoastră să le spuneți mai departe cetățenilor, se face numai cu Doamne ferește. Cu decesul titular. Știi că moșenitorul nu pot spre aceste debiti din cauza că nu au fost faptele lor. Ce n-am de debiti privit, dar și poți trebuie ea moșenitorul. Asta e. Ca să le puteți strânge mai bine, ar trebui... Eu am 100 milioane, el are 5 milioane da. La amenzi. Dă și eu 500 de mii, dau și eu 500 de mii. Pe măcar 10% din procentul amenzi, ca da. Să le puteți achiziționa. N-ar fi o idee, e foarte bun. Deci, să semnați în procesul de amenzi. Dar bine, așa nu le mai stă niciodată. E foarte bun cu 10%, dar ce se întâmplă? 10% la unul care are 10 mii, înseamnă, când înseamnă? 10 mii? 100 de lei. Eu am 100 de lei. Da, 100 de lei. 1000 de lei. 1000 de lei. 1000 de lei. Așa că le mai sunt. Păi aia, sunt care iau de două, dar sunt care iau și două de ceva de mii de lei, 300 de mii de lei. Păi, cu știu dacă sunt debit 9 miliarde și ceva. Păi, am fost amenzi. Nu tot că știu ea nu are amenzi. Sunt care spune că ai amenzi. Poți să dai 10% sau 5%. Amen. Adică așa e, practic. Da, dar cum să vă spun eu dumneavoastră, nu știu dacă ne permite legea să dăm o asemenea hotărâre de serviciu de iar, în făcutul fiscal, dacă se poate da, și putem da în ianuarie, când face bugetul pe anul viitor, o hotărâre de gen. Să dea anual sau așa, legea să prin amendă. Sau procent. Dar până la urmă, dacă se ia un angajament de plată... Dar nu știu, aici vorbim, trebuie să fie un pic și legea, că orice hotărâre trebuie să dăm conform legilor în vigoare. Iar la cheltuieli, suma este repartizată astfel. La capitolul 51.02, administrația publică locală, suma de 49.700 lei, din care 9.000 lei pentru plata salarii și suma de 40.700 lei, alte cheltuieli material, plată cotizații ADIP, ADIS, ACOR, tipizate, consum gaze, verificare tehnică, intrat, steagă. Cam achiziționat 100 steagă, care să le aportăm pe toată comuna și tot la care sat, inclusiv și în Cuița până la terminarea Cuiței. Focat la lucrul 2 decembrie. Aceste steaguri se pun tot timpul care avem o sărbătoare mare națională. Din câte una e sărbătoare și ăsta vis la viu care îmi doresc de mulți ani. Adică s-a și acum cu realitate și zic că e un lucru frumos. Vom lua și niște steaguri de astea ortodoxe, azi, dar am căutat și nu putem face comandă cât la Episcopia Romană și Bacon, mai ieșmă. Probabil că au drept autor, nu poate să facă altcineva. Prețul e cam mare, dar ele, dar măcar 10-20 lucrări să punem pe centru localității și eu la Cuița, la biserică, în zona bisericii Sfântul Nicolae și aici în centru, s-ar merita și la biserica de jos s-ar merita să luăm și dar și Cuița la biserică la Sfântul Nicolae, s-ar merita să luăm și niște steaguri întreagă. Așa.
La capitolul 5602, transferul din bugetele locale pentru instituții de asistență socială, 30.000 lei. La capitolul, deci aici despre ce este vorba? Acea 30.000 de lei, noi suntem obligați să dăm la centrele unde sunt internații anumiți copii în comuna Cașa. Aveți și noi parte în care priscotizăm. O parte din bani de opăție județeană, da, prin asistență socială, și o parte îi dăm și noi. Și avem și noi, vă 4-5 copii internați la centrele astea. Avem la centrul Alexandra, avem un copil, un copil Mășu Leonard, al Mășu Daniel, al Ciorta, așa, da? Și încă o 3 copii, care sunt internați și trebuie să le asigurăm și noi o parte din cheltuielile care să fac cu ei acolo. La capitolul 7050, alte cheltuieli în domeniul locuinților, serviciilor și dezvoltării comunale cu suma de 18.300 lei, ridicări tot puterii în sport, amenajare 4 copii și poartă școală la stat Curița. La Curița noi aveam problema acolo, de când am făcut terenul de sport, poarta era exact în gard cu aluvizirul. Oamenii au terenul, intrau în curtea școlii, trebuia să-i ducă la terenul, au terenul, vii, acolo era drum. Ce am făcut? Am uitat noi un pic gardul, înapoi și poarta, ca să nu mai intri fiecare cum vrea, că intrau fiecare cum vreau și apăreau. Cu motoscooterul pe terenul de fotbal, făceau pe acolo viraje și făceau pe acolo și strica gardul. Ba treceau cu curtea școlii și ieșeau din coace la vinul. Era mai ușor să o colească cu partea cealaltă cu drum și îi făcuse drum până curtea școlii, ceea ce nu e normal. Într-adevăr, curtea școlii e a comunității, e a noastră tuturor. Dar, deocamdată, ea este administrarea Consiliului Local și a primarului. Primarul este Consiliul Local. Așa și curtea școlii. Aia se din poarta aici și intră cu căruța să ieșim până la Andrei, la casă. Ce? Face drum cu curtea școlii. Și atunci am retras noi un pic poarta și gardul. Și a făcut o poartă și gard, mai în spate un pic. Și a dat voie la asta, drum să urce la deasă, nu nimeni încurce cum mai cum curtea școli. Când găseau motiv, de ce tot timpul și stricau, făceau un lacătul, rupeau poarta, doar eu trebuie să-i fac copt, să-mi aduc porumbul, să-mi aduc ce avea ei, prunii sau ce avea. Acum am găsit soluția asta și nu nimeni deranjează. Nici ei, noi, nici noi, cu ei. Așa. La capitolul 8402, drumul și pod, cu suma de 45.000 lei pentru închiriere cu utilaj. Asta e toată flexificarea de buget. Da, raportul de altă, da? Comisia pentru programe de dezvoltare economică specială, buget financiar, administrația domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, consider că acesta este necesar și proportul. Conform prevederilor articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumesc, domnul Roșu. Doamna secretar, punctul 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Oana Negrama și stat de funcții se modifică cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pe care l-am primit. O modificare constă în faptul că doamna Comăneș Ana Maria, care era de funcție contractuală, trece pe funcție publică pentru că desfășoară activități ce presupun prerogative de putere publică și legea așa spune. Ni s-a dat avizul pentru așa ceva, dar cred că este în Consiliul Local aprobat această modificare. O altă modificare este trecerea serviciului voluntar pentru situații de urgență în subordinea primarului. Mi s-a spus de la agenție să fac așa, că altfel nu mi-a aprobat nimic. Am trecut în subordinea primarului și așa este că, conform legii administrației publice locale, toate serviciile publice sunt în subordinea locală, în subordinea primarului. Altă recomandare care mi s-a dat constă să redenumesc niște compartimente. Achizițiile publice trebuie să fie, ar fi trebuit să fie un compartiment distinct de achiziții publice, dar pentru că și așa numărul de posturi trebuia să ne încadrăm în numărul de posturi care era aprobat de guvern, am redenumit compartimentul buget contabilitate venituri în compartiment buget contabilitate venituri și achiziții publice. Pentru că aici au legătură una cu alta, e vorba de cheltuieli cu buget,
contracte. Da, contracte și am propus așa. Iarăși mi s-a impus să punem un compartiment de resurse umane și din nou am redenumit compartiment juridic și resurse umane ca să fim în conformitate cu legea. Deci astea sunt modificările care, pentru care am primit avizul de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Avizul. Da. Raport de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Cașin și pentru Bacău și din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. La punctul 3, care suplimentează ordinea de zi, iar după amiază și azi dimineața am reușit până la urmă să verific, e vorba de hotărârea 62 din 22/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția, modernizare, clădire, școală, etaj, înlocuire și refacere fațadei, sat, culița, comuna Cașin și județul Bacău. S-a descoperit că am dat o hotărâre eronată, noi cu toți consilierii. Eu, la vremea respectivă, ce cifre am primit, ale le-am pus. Dar în loc să aprobăm totalul general al investiției, s-a aprobat numai ce plus M, construcții plus montaj. Ce plus M, trece în autorizație de construire. Da, și am luat dosarul de la arhivă și m-am uitat și, într-adevăr, așa este. Și supervisul general la dosar este. Dar pentru bunul mers al grupurilor și acolo mai privesc că dacă hotărârile astea, trebuie să punem totalul general și totalul general, tot printr-o hotărâre din Consiliu, se poate aproba ca să se modifice hotărârea inițială. Deci a fost o eroare de... De redactare, deci în de redactare. În loc să ne uităm mai sus. Vreau mai sus, mi-a uitat la toată mai... Da, cine vrea să se uite pe dosarul de ședință din 2014, este aici. Toate devizul și toate documentele. Face hotărârea. Are 2 minute și celălalt cum sus ca acum. Dar vezi că e aici. Trebuie aprobat sus? Și aici. Că eu zic ce să spun, eu nu mă pricep la devize generale, eu nu știu să mă uitam așa. Să trec eu la asta. Un devize la unui lucru, apoi îmi mă uit eu cu el. Da, nu-i facem mai mult. Nu-i facem mai mult. Nu-i facem mai mult. Nu-i facem mai mult. Mai putere decizie. Tu te vizi la unii lucrări, vrei să nu fii cheltuiel. Dacă ai cheltuiel de inginerii, proiectare, studii, avizi și mai departe. Și ce plusim? Ce plusim îți cheamă? Construcții de montaj. Prima parte. Aia se vede ce plusim îți dă. Nu trecem în autorizare de construire. Practic aia privește. Și apoi să faci licitația cu prelegul, să începi puțin. Nu să faci din total de vin general. Total de vin general, în studii proiectări, mă repet, la ITC, poți comisiona la ITC, avizii, studii, proiectare, studii topografice, ce mai te faci, zi mai mult. Și atunci de eroare, nu o să fie trecut cifra până la toată cifra, nu o să faci la ce puțin. Care aia, practic, trece în operație după construirii și la licitație, când se licitează lucrarea propozită. Că știți tu, sau hai să luăm mai simplu, ca să fie puțin tuturor, dar cum fac o casă acum. Eu mie îmi fac un proiect. La proiectul ăla, eu o să am taxe la ITC, taxe de proiectare, sau ce mai departe. Și asta am un ce plus M. Practic, valoarea construcției mele este ce plus M. Nu știu cine alte cheltuie care dau eu, cheltuie pe proiect dau 4.000 de lei, sau mai dau pe aviz la mediu 100 lei sau ce din alte. Alea sunt cheltuie conexii, la care fac parte din total general. Că sunt tot cheltuielile mele. Deci, practic, tot amenit. Numai că nu intră valoarea imobilului. Și atunci a făcut eroarea asta. Bun. De numai raportul de avizare? Da. Comisia pentru Program de Dezvoltare Economică, Socială, Bugetul Financiar, Administrația Domeniului Public și Privat al României, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului,
servicii și comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 62 pe 22.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția modernizare, clădire, școală, etaj, înlocuire și arbață de facere fațade, sat, Curița, Bucura, Cașin, județ Bacău, consider că aceasta este necesar și oportun. Conform prevederea articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicat, dar avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma publicată. Da, mulțumim. Acestea au fost proiectele de pe ordinea de zi. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Are cineva... cineva de discutat pe proiect? Totul e ok? Da. Haideți, atunci să supunem la vot. Sunteți de acord să supunem la vot sau? Da. Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 1 la ordinei de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 2 al ordinei de zi, cel cu modificarea, aprobarea funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 62 din 2014. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, unanimitate. O întrebare, înainte a pleca, o întrebare am avut nevoastră. Dacă în luni sau marți, o să mai avem o ședință extraordinară. La ce ori vreți? Vine dimineața ora 10 sau faci după amiază la ora 10? După amiază. Cum vreți voi? Eu vă întreb, vă vorbesc, cum e cu voi? Pentru următoarea ședință, vă rog să prezentați, să vreau cu arteme fiecare consilier și fiecare consilier. Eu spun la următoarea ședință ordinară. Ordinar, de ce? Nu extraordinară sau din urgență? Da, și v-am spus și mai la început. O să fie ședința între, dacă n-am mai ceva cu urgență, după asta apar și altceva, între Moș Nicolae 6 decembrie și Crăciun. Atunci o să pune. Deci, cum? Deci atunci să pregătiți raport. Ca să nu pun o viză văzut la fiecare, poate alții pleacă în concedii, pleacă, dar nu-i mai ia cu omului. Raportele comisiilor și raportele de consilieri. Deci fiecare consilier își depune raportul prin perioada în când. Acum, ca să mai spuneți ședința comisiei, deci, în consiliere nu ești, ești la președinte comisiei. Da. Domnul Sturcea este. Domnul profesor. Veniți să-mi consultăm. Deci, primul raport, domnul Roșu la fel, o să fie la mine consulte. La economii și ne consultăm și o să fie la fel. Da? Bine. O zi bună, domnule. Mulțumesc.